Doamna președinte sper totuși după un an și ceva să devină președintele tuturor moldovenilor. Și asta am spus-o public de atâtea ori și chiar vreau, nu știu, vreau să simt. Eu sper că totuși are consilieri foarte mulți în jurul ei și într-o bună zi consilierii să fie. Poate să aibă curaj. Noi doar că dumneavoastră știm. Câteodată consilierii, câteodată profesioniști buni, dar nu are curaj să-i spună șefului că șef, dumneavoastră, domnul președinte sau prim-ministru, aici greșiți. Știți, asta e, hai să mă scuzați așa, este, dacă ai așa consilieri care le-i frică să spună ce gândesc, trebuie să-i dai afară. Trebuie, da. Deci realitățile trebuie să fie spuse șefilor. Și eu tot timpul și din funcțiile pe care le-am ținut, am ascultat, am analizat. Deci în afară de probleme, și așa făceam și în business și fac și până în prezent. Deci trei probleme, îmi vii cu două soluții. Din două soluții aleg una. Dar o alegem ca echipă. Da. Să știm că nu călcăm. Deci strâmb și aducem... Am opinia experților. Da, și facem asta. Deci nu poți să iei decizii de una singură. Nu poți să faci. Deci nu construiești ceva, nu faci un business de unul singur. Nu construiești o societate educată de unul singur. Deci totul merge în echipă și cu oamenii. Factorul uman este foarte important.